18. Exact. Da. Făcut de cine? Bă, nu te duc la Moscova. Sondaj american. Bineînțeles. Mm-hmm. Unul din cele mai prestigioase centre de sondare. Pew Research Center. Sediul la Washington. Este... Deci în 2018, cu o analiză, 4 ani înainte de război. Da. O analiză sociologică făcută cu prilejul conferințelor pe problematică de securitate de la München din Germania, care au loc în fiecare an în februarie. Cele mai importante forumuri de securitate din lume. Și în 2018, cu acest prilej, da, Pew Research Center iese cu acest sondaj. Uh-huh. Tu uită-te bine la el. Pentru că o să înțelegi, o să înțelegi niște lucruri. Sigur, după aia a venit propaganda, a venit războiul, am început să răsuim. A venit pandemia. Lasă pandemia. Deci sondajul era Trump. Da. Ok. Pe vremea lui Trump, dar nu ai tu treabă cu Trump, okay, ai treabă cu președintele Americii. Aici. Am înțeles. Da? Uh-huh. Deci, păi dar președintele Americii era Trump. Da, mă, era Trump. Iadă. Ți-am scris cu galben în dreapta, sus. Da, ce cred cetățenii din ce ne interesează pe noi aici? Ce cred cetățenii din țările selectate? Aveți încredere în, pentru a face ceea ce trebuie în ceea ce privește afacerile mondiale? Te rog să te uiți jos. US President. Te uiți jos la Germania și Franța. Vezi? Sunt făcute cu galben. Da. Ia să vedem. Ce încredere au în președintele Trump al Statelor Unite? Germania 10%, Franța 9%, în Putin. Ia vezi. Germania 35%, francezii 20%, în președintele chinez, germanii 30%, francezii 26%. Oribil. Mai stai pe scaun? Nu, am plecat. Te pupa. Mă duc pe o insulă grecească. Dar nu vrei și a doua pagină? Dacă se poate. Spun eu de ce? De ce? Pentru că nici germanii, nici francezii nu sunt proști. Păi, da, toată emisiunea a gravitat în, da, ideii de a fi sau nu sunt fi prost. Sunt națiuni civilizate, bă. Tu știi când de cu țara te vea prost? Sunt, da, națiuni civilizate. Poți să-mi și dau, dar... Deci, în Putin 21, iar în Xi 39. Da, dar uite că pe americani... Da, uite-te, te rog, uite-te, te rog, la japonezi! Marius, s-a schimbat, nu numai să că se schimbă lumea. Asta mi-a arătat un lucru foarte important. De ce că mai e o pagină? Sigur. Criza de lideri. Da, groaznică, înfiorător. Ca să fim... Da, dar în pandemie a început asta. În 2018 nu era pandemie. Nu, nu, încă pandemia s-a accentuat. Și din țele selectate. Credeți că, puncte de suspect, este o amenințare majoră pentru țara dumneavoastră? Hai la Germania și Franța, micuțule. Ia să vedem. Da. Germania, ce crede ea, micuța, că e amenințare? Cât America? Aproape 50% și ești francez. Și la ruși ce scrie? 39-40. La ruși ce scrie la Germania e... 30. 30? Deci, crezi tu că nemții... Domnul Tucă. Crezi tu că nemții... Domnul Tucă. Crezi tu că nemții pentru Nord Stream 2 și Nord Stream 1... O să ierte vreodată pe americani? Deci, mai departe, francezii cât? Francezii... 49% America și 40% Rusia, mă. Da. Europa și această distrugere va afecta groaznic România și va trebui să te gândești în fiecare clipă, când o să ai lumina stinsă, când o să stai în frig, când nu o să ai bani în buzunar, că ai avut un președinte care ți-a spus în fiecare clipă, ținându-se de mână cu Helvig, ce? Că din cauza Rusiei se întâmplă toate astea. Dar și din cauza Rusiei, Vali. Dacă te referi la invadarea Ucrainei, da, de către Rusia... Aia sunt cu Menghina și ăștia cu invadarea. Îți mai spun o dată. Invadarea Ucrainei de către Rusia putea fi un non-issue. Dacă niște oameni nu aveau intenția și interesul istoria să distrugă. Consemnează faptul că Rusia a invadat Ucraina, nu că existau suficiente... Iar